Ziua de astăzi a fost extrem de importantă pentru cetățenii județului Mehedinți, deoarece a fost realizată recepția la ambulatoriul de specialitate integrat în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, ține foarte mult la implementarea proiectelor pentru infrastructura de sănătate. Modernizarea acestui sector reprezintă o prioritate pentru acesta. Să dea Dumnezeu mai multă sănătate celor care vor intra aici. În ultimii ani, Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. Astfel, astăzi a fost realizată recepția la ambulatoriu de specialitate integrat în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. Aceasta a început printr-o slujbă religioasă. Se cuvine să înălțăm în continuare rugăciune de mulțumire preamilostivului Dumnezeu, fiindcă iată, ne-a ajutat să trăim un moment de bucurie și anume construirea din nou a acestui ambulatoriu de specialitate, o lucrare frumoasă, necesară și binevenită pentru toți cei încercați. Doresc ca în numele Episcopiei să felicit și rog pe Dumnezeu să dea sănătate domnului președinte al Consiliului Județean, membrilor Consiliului, ostenitorilor care au făcut posibil ca această frumoasă clădire, această policlinică să fie finalizată. La viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare și iertarea păcatelor robilor tăi și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Astfel se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Acest ambulatoriu integrat va avea la parte 17 cabinete medicale. Nu am pretenția să le număr pe toate, dar cu siguranță aici se vor găsi cabinetele de chirurgie generală, ORL, oftalmologie, urologie, medicină internă, cardiologie, neurologie, alergologie și altele. Veți avea aici, sunt convins, tot ceea ce este necesar pentru o bună desfășurare a activității dumneavoastră medicale. La etaj, deja jumătate din clădire este folosită pentru un computer tomograf achiziționat în 2022 de Spitalul Județean de Urgență pe un alt program, pe fonduri europene, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Criza sanitară creată de coronavirus a arătat necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate. Astfel, obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a subliniat importanța deosebită a acestui proiect implementat de către Consiliul Județean Mehedinți. Este un moment frumos, un moment important pentru Spitalul Județean de Urgență, pentru comunitatea noastră municipală, dar mai ales pentru județul Mehedinți. Ca orice inaugurare a unui obiectiv, și este vorba de un obiectiv important, sigur că suntem mândri, suntem bucuroși că am putut să-l ducem la îndeplinire. Așa cum s-a spus, nu a fost ușor, a fost nevoie peste 4 ani de muncă, de eforturi, dar toate astea au dus la o finalitate așa cum ne așteptam. Dar ce vreau să subliniez? În primul rând, aceasta arată o politică predictibilă a administrației județului Mehedinți, o politică coerentă în ceea ce privește actul medical. Acest proiect a constat în modernizarea ambulatoriului actual, construirea unui nou corp de clădire în vecinătatea celui existent, s-au realizat alei și trotuare de circulație pietonală, precum și amenajări peisagistice. Totodată s-au dotat cabinetele medicale cu aparatură și mobilier, s-au înființat alte cabinete pentru specializări precum dermatovenerologie, nutriție și boli metabolice, hematologie, psihologie medicală, evaluare psihologică, destinate diagnosticului
medicării și tratării pacienților în regim ambulatoriu. Deja avem echipamente, un echipament performant așa cum a fost prezentat și anterior, avem computerul tomograf care este de importanță majoră pentru pacienți, atât pentru diagnostic cât și în evaluarea lor post-tratament. De asemenea, avem pregătite echipamente pentru cabinetele ORL, urologie, cardiologie, echipamente atât pentru evaluarea pacientului în scop de diagnostic, cât și în scop terapeutic. Încă o dată se vede că venim în sprijinul comunității noastre, încă o dată ne bucurăm că derulăm proiecte și pentru prima dată avem un proiect care este finalizat. Continuăm cu alte proiecte pentru sănătatea comunității. Sănătatea mehedințenilor este prioritară pentru președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu. Astfel, ținta obiectivului a fost aceea de a adapta ambulatoriul de specialitate al celei mai mari unități spitalicești din județul Mehedinți la normele medicale superioare în conformitate cu soluțiile moderne și standardele de performanță la nivel internațional. Cu ani în urmă am depus mai multe cereri de finanțare pentru Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Am încheiat contracte de finanțare, ne-am apucat să reabilităm cea mai mare parte dintre clădirile Spitalului Județean, dar în același timp am avut grijă să și construim clădiri noi. Iată că astăzi suntem în prima clădire nouă realizată pe fonduri europene după 1989, clădire care va avea destinația de ambulator de specialitate integrat al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Am realizat-o pe un proiect cu finanțare europeană prin programul operațional regional cu o valoare de 13 milioane de lei, valoare la care noi am contribuit cu suma de 2 milioane și jumătate din bugetul județului. Acest proiect a presupus, pe lângă realizarea acestei construcții noi și achiziționarea de aparatură și echipamente medicale în perioada COVID-ului, dar și acum pentru dotarea acestei clădiri și pentru buna funcționare a acesteia. Ați văzut și dumneavoastră că avem 17 cabinete medicale, unde se va desfășura activitatea medicală în ambulatoriu. De asemenea, acum ne aflăm în această încăpere unde funcționează un nou computer tomograf, așa cum spunea și doamna medic șef al secției de radiologie și imagistică medicală. Este unul dintre cele mai performante computere tomografe din regiune. Sperăm să avem și capacitatea din punct de vedere al personalului medical să funcționeze și RMN-ul și cele două CT-uri la capacitate maximă. Îi felicit pe toți cei care au contribuit la acest proiect, le mulțumesc cadrelor medicale din Spitalul Județean că au fost alături de Consiliul Județean la realizarea acestui proiect și la realizarea celorlalte proiecte care vor fi finalizate în perioada următoare. Sperăm ca prin această investiție pe care Consiliul Județean Mehedinți a făcut-o pentru Spitalul Județean de Urgență, dar de fapt a făcut-o pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare medicale pentru sănătatea mehedințenilor, ca toată lumea să tragă în aceeași direcție, să tratăm cu respect pacienții care ajung în acest spital, să beneficieze aici de un act medical de o calitate cât mai ridicată, astfel încât ca prin tratamentul administrat în aceste cabinete în care funcționează în regim de ambulatoriu, numărul celor care necesită internare în cadrul spitalului să se reducă. Proiectul se adresează pe de-o parte medicilor care își desfășoară activitatea în ambulatoriu, care beneficiază acum de spații generoase de lucru și aparatură modernă, dar în cea mai mare parte se adresează locuitorilor din județul Mehedinți, care au nevoie de un sistem medical conform standardelor internaționale. Ne bucurăm foarte mult și așteptam cu nerăbdare acest eveniment. De ce? Așa cum am punctat și anterior, adresabilitatea este mare, suntem cea mai mare unitate spitalicească din județul Mehedinți. Suntem Spitalul Județean de Urgență al acestui județ și astfel pacienții se adresează. În medie, așa cum v-am mai spus, cam aproximativ 5.000-6.000 de pacienți se adresează lunar, efectuându-se aproximativ 6.000-7.000 de servicii medicale doar pe ambulatorul de specialitate. De aceea, de multe ori ați văzut că se mai creează unele neplăceri în sensul că fiind o adresabilitate atât de mare, oamenii vin și poate de multe ori nu respectă orele de programare și sunt nevoiți să aștepte. Cum era un spațiu subdimensionat? Bineînțeles, bineînțeles și de aceea ne bucurăm că o parte din cabinetele care existau în pavilionul 700, în zona de parter, vor fi, practic, vor funcționa aici, se va renova și acea zonă și astfel vom avea un
spațiu de ambulatoriu așa cum trebuie, unde vom desfășura un act medical de calitate, în beneficiu pacienților noștri. Ambulatoriul a fost dotat cu aparatură de ultimă generație, asta pentru a veni în sprijinul pacienților. Cel mai important sunt serviciile care vor fi asigurate pentru pacienți, adică gratuit cu bilet de trimitere, cât și pentru pacienții spitalizați, pe lângă faptul că este cel mai performant aparat din regiune. Și faptul că avem un ambulatoriu nou, modern... Nou, modern, aparatură și să lucrăm la capacitate maximă. E mare adresabilitatea? Foarte mare, da. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 de milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului, la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnul Severin, secțiile TBC și Psihiatrie și secția externă de la Vânjru Mare.